Bună ziua, stimați urmăritori, sunt Mihai Belogan, director general al companiei sociologice iData și astăzi vă prezint cele mai proaspete date culese de compania noastră în cadrul barometrului iData din septembrie 2024. Vom avea foarte multe informații de prezentat și o parte din ea o voi discuta în mod special, dar vă îndemn în primul rând să ne urmăriți pe Telegram, pe pagina noastră t.me/dateinteligente, unde găsiți absolut toate graficele care sunt difuzate astăzi, inclusiv și în limba rusă. Ele vor apărea simultan cu conferința noastră de presă și le puteți viziona și după. Deci t.me, date inteligente. Despre metodologie, avem un sondaj care este în primul rând aprobat de Comisia Electorală Centrală. Am colectat date prin metoda CATI la telefon 70% și prin internet 30%. Noi deja avem experiența de a colecta date online care sunt verificabile și credibile, respectiv până la 30% noi putem include ușor în chestionar. Eșantionul este de 1021 de persoane, eroarea maximă de eșantionare este de circa plus minus 3%. Avem aproape 300 de localități reprezentate și datele au fost colectate în perioada 13-18 septembrie 2024. De asemenea, toate datele sunt ponderate după gen, grupe de vârstă, mediu de reședință și etnie. Avem o structură destul de balansată pe grupe de vârstă. Noi utilizăm un sistem de 6 grupe de vârstă care în mod normal au practic aceeași pondere. Mai mult sau mai puțin ea a fost respectată în cadrul eșantionului. Etnia, iarăși, după recensământ, avem o pondere mai mare de persoane care se identifică drept români, acum 13%, iar ponderea pe regiuni corespunde în linii mari cu ponderea reală a distribuției populației. Avem și stânga Nistrului un procent pe care nu îl ignorăm, deoarece el nu influențează foarte mult rezultatele, plus la alegerile prezidențiale și parlamentare, cetățenii din stânga Nistrului, de asemenea, pot vota. Vom avea câteva părți, voi trece peste fiecare parte, audiențe TV. Deci, noi am vrut să aflăm de unde se informează cetățenii Republicii Moldova și ne-am focusat în acest studiu doar pe posturi TV. Procentele pe care vi le voi prezenta nu sunt audiențe per se, dar sunt procente de persoane care se informează despre actualitatea din Republica Moldova de la aceste posturi. De asemenea, fiecare respondent a putut da mai multe răspunsuri, deci o persoană poate să se informeze de la mai multe televiziuni. Ce am aflat noi? În primul rând, aproape 40% din respondenți, persoane adulte 18+, nu urmăresc actualități despre Republica Moldova de la niciun post TV, indiferent dacă este post local sau străin. Cel mai mult, lumea din Moldova se informează despre actualități de la Moldova 1, postul public, 27,3%, ProTV, 27,1%, TV8, 24,5% și Jurnal TV, 23,2%. Pot să mai adaug de la mine că în mare parte cam aceeași cohorte de oameni se informează de la aceste 4 posturi TV. Pe locul 5 este TVR Moldova cu 12,1%, N4 3,1%, Cinema 1 2,8%, TVC 21 2,8% și postul public din Găgăuzia 2,3%. Alte posturi în sumă dau 11,6%. În general este vorba despre posturi regionale sau posturi care nu sunt focusate în mod special pe știri. Pe canalul nostru de Telegram puteți vedea în ce regiuni iData mai mulți oameni se informează dintr-o anumită sursă TV și din care mai puțin. Moldova 1 mai mult în centru și nord-est, ProTV mai mult Chișinău, centru, dar și în alte regiuni de asemenea. TV8 de asemenea în centru și o
parțial în nord. Jurnal TV, în special în zona de centru. Dacă observați, în municipii Chișinău, mai puțini oameni se informează de la aceste posturi TV, din cauza că în municipii Chișinău mai puțin se privește televizorul. TVR Moldova este urmărită în anumite regiuni, zona Strășeni, Cahul, Căușeni în mod special, în altele mai puțin. Deci datele care le-am prezentat nu reprezintă neapărat audiențe totale, adică doar persoane care se informează de la aceste posturi TV. Haideți să vedem cum stăm cu geopolitica, este partea a doua. Direcția în care merg lucrurile în Republica Moldova, pentru prima dată, după foarte, foarte mult timp, mai mulți respondenți consideră că noi mergem într-o direcție corectă, 41,8%. Deși, din punct de vedere statistic, nu e o diferență mare față de cei care spun că direcția este una greșită. 41,3% consideră că direcția este greșită, dar este ceva deosebit, pentru că de obicei ponderea celor care consideră că direcția în care merg lucrurile Moldova este greșită devansează cu mult cei care consideră că lucrurile la noi merg într-o direcție corectă. Eu presupun că e vorba de alegeri, de faptul că mulți oameni sunt entuziasmați că candidatul lor va câștiga, dar vom vedea după alegeri dacă se va menține această tendință sau nu. Direcția corectă este apreciată în special în municipiul Chișinău, în regiunea Hâncești, în regiunile Ungheni, Fălești, care sunt aproape de România. Greșită, în special la sud și la nord, mai la nord de Bălți. Acum, întrebarea care noi întotdeauna o punem în sondajele noastre, barometru la data, dacă cetățenii sunt în general pentru sau contra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La această întrebare, ca și în trecut, mai mult de 50%, de data aceasta 56,1% sunt pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cei care sunt contra reprezintă 34%, iar 10% sunt indeciși. În special, pro-integrare în Uniunea Europeană sunt chișinăuienii și locuitorii din centrul țării. Împotrivă, putem menționa sudul și nord-estul, dar în general sunt doar câteva regiuni unde ponderea celor care sunt împotrivă este semnificativ mare. Sunt regiuni unde, de exemplu, doar 10% sunt împotrivă. E vorba de centrul de Chișinău. Altă întrebare, care noi nu adresăm de fiecare dată, dar e vorba despre sentimentul unionist, dacă moldovenii ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România. Avem 35,7% care ar vota pentru, mare majoritate, 54,8% ar vota contra și circa 10% nu ar putea răspunde la această întrebare. Unioniștii, în general, sunt mai aproape de centru, mai aproape de regiunile unde ponderea, o să vedeți, cetățenilor români este un pic mai înaltă și sunt regiuni unde sub 10% ar fi pentru unire. De exemplu, cei mai contra unire sunt cei din Cahul, Taraclia și Comratul. O întrebare foarte sensibilă, care noi o adresăm cam de două ori pe an, dacă populația ar dori sau nu recunoașterea regiunii Transnistriene drept una independentă. De această dată avem cam un sfert care ar fi pentru și jumătate care sunt strict contra. De asemenea, circa un sfert de persoane nu au opinie despre statutul regiunii Transnistriene, respectiv ei nu am putut răspunde la această întrebare. Unica regiune unde, unde mai mulți oameni sunt pentru recunoaștere decât contra este Comratul.
Și procente relativ mai mari avem în nord, dar și în unele regiuni din centru. Împotrivă sunt în special regiunile din Chișinău și Rezina, Florești. În general este un sentiment destul de uniform împotriva recunoașterii regiunii Transnistriene drept una independentă. O întrebare mai nouă, care noi acum am adresat-o doar a doua oară, dacă respondenții sunt pentru sau contra apropierii Republicii Moldova de Rusia și de țările din Uniunea Euroasiatică. Menționez din nou, aici nu e vorba nici de unire, nici de aderare la Uniunea Euroasiatică, e vorba de anume apropierea relațiilor economice, sociale, probabil. Și aici avem practic o egalitate perfectă. Am participat la conferință de presă de 5 luni. 42,6% sunt pentru și 42,5% sunt contra. Deci, aproximativ același număr de oameni văd apropierea relațiilor de Rusia în același mod. În special, mai proruși sunt sudul și nordul, inclusiv Bălțul și tot ce mai la nord de Bălț. Iar împotrivă, în special este Chișinău și zona de centru. O întrebare care noi o adresăm uneori, deoarece aderarea la Uniunea Europeană înseamnă foarte multe lucruri. Ea înseamnă în anumite cazuri și aderarea la zona euro, deși asta nu este obligatoriu. Am vrut să vedem cât de gata sunt moldovenii pentru a adopta moneda euro ca monedă națională. Și răspunsul este că moldovenii nu sunt gata. 45,9% sunt contra și doar 39% sunt pentru adoptarea euro. În general, pentru adoptarea euro avem o distribuție destul de omogenă pe țară, sunt doar câteva regiuni care sunt mai tare împotrivă, Sudul, Bălțul, Iedinețul, dar nu avem regiuni unde euro ar fi dorit în mod special, deci avem un maxim de 58% într-o singură regiune. Și în special e vorba de Chișinău. În schimb, leul este mai tare estimat, iată, avem și regiuni cu 75% care ar dori ca nume leul moldovenesc să rămână moneda națională. Deci, în bătălia dată, câștigă la moment leul moldovenesc. Am încheiat cu partea a doua, cu bine. Trecem la partea a treia, o parte care noi cumva treptat am inclus-o în studiile din primăvară. Pe lângă alegerile prezidențiale din Republica Moldova, mai sunt și alegerile prezidențiale din România. Iar în primăvară noi am depistat că aproape un sfert din populația adultă a Republicii Moldova are și cetățenie română. Respectiv, noi am început să studiem o categorie nouă de populație, cei care sunt cetățeni români din Republica Moldova, dar și politicieni români din Republica Moldova. Așa, haideți să vedem în cadrul studiului câți respondenți au cetățenie română. Este vorba de 22,4%. 76,7% au spus că nu au. Aproape un procent nu au vrut să răspundă la această întrebare. Prin condițiile date, noi nu am vrut să sugerăm că deținerea sau nedeținerea pașaportului românesc e ceva rău, respectiv ambele fețe zâmbesc. Dar dacă ne uităm unde se află cetățenii români, ei se află preponderent în Chișinău și în regiunile
Eu îmi cer scuze, o să rog pe colega mea, Veronica Atiș, să continui prezentarea. Bine v-am găsit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mihai a început prezentarea unei secțiuni foarte interesantă, deci ceva diferit care nu a fost până acum prezentat. Ține de identitatea noastră și cum își practic fiecare și ce declară legat de cetățenia României, o deține sau nu. În această diagramă putem vedea că s-au declarat cetățenii ai României 22,4%, pe când 77% sau două treimi din populație au spus că nu. Trei pătrimi. Pardon. Deci cei care care au declarat că da, dețin cetățenia României, se află mai mult preponderent în centrul țării, un pic spre sud, dar și Soroca, Ungheni, Nisporeni, deci practic malul Prutului, cum ar fi. Așa. Următoarea întrebare, în general, cum apreciați nivelul de trai din România? Da, și vedem că fiecare a patra persoană apreciază ca foarte înalt sau înalt. Circa 60% din respondenți au spus că este mediu și 7% care consideră că nivelul este 8% care consideră că nivelul de trai în România este foarte scăzut sau scăzut. Avem 5% care nu au putut să răspundă la această întrebare. Posturile TV românești pe care le urmăriți măcar o dată în săptămână pentru a vă informa despre actualitatea din România. Respondenții au putut alege mai multe posturi TV, deci printre ele regăsim circa 38% din respondenți privesc ProTV, 15% TVR1, Euronews 8%, Canal D 7,6%, Digi24 circa 7%, 6,5% România TV, 5% Antena 1, Realitatea Plus 4%, Prima TV 3,2%. În același timp avem un procent de 36,5% care nu urmăresc niciun post TV de actualitate din România. Au fost și alte răspunsuri care au acumulat împreună circa 8% și avem un procent de 0,5% care nu au răspuns la această întrebare. Pe 24 noiembrie 2024 vor avea loc alegerile prezidențiale în România. Specificați pentru care candidat din următorii ați vota. Deci procentul este din cetățenii români din Republica Moldova, adică cei 22% care au declarat că au cetățenie Republicii Moldova. Și vedem că Mircea Geoană a fost menționat de circa 15% din respondenți, Marcel Ciolacu 12%, Diana Șoșoaca 10%, Elena Lascone 5%, Nicolae Ciucă 4,5%, George Simion 3,1%. Câtă încredere aveți în următoarele formațiuni politice din România? Vă rog să răspundeți pe o scară de la 1, care reprezintă nu am deloc încredere, și 5 am foarte mare încredere. Deci vedem că în PSD, deci au mare sau foarte mare încredere circa 15% și deloc sau mică încredere au circa 21%. În PNL, deci 20% din respondenții au foarte mare sau mare încredere și deloc sau foarte mică încredere circa 14%. Avem și un procent de 13% care au o încredere medie. AUR, deci 33% din respondenți nu au deloc sau încredere foarte mică și la capul celălalt avem circa 6% care au încredere mare sau foarte mare și 6% au încredere medie. Alianța Dreapta Unită, deci 17% deloc
sau în foarte mică măsură și 5% în foarte mare sau mare măsură și 8% în credere medie. SOS România, deci avem 26% din respondenți deloc în credere și 2% foarte mare sau mare în credere, un 4% în credere medie. UDMR, 26% deloc sau foarte mică în credere și deci practic foarte mare sau mare în credere, nu a menționat niciun respondent. Din câte vedem, deci uitându-ne pe acest grafic, putem face următoarea concluzie, că în general cetățenii moldoveni care au cetățenia României cunosc foarte puțin despre partidele, formațiunile politice și despre politicieni. Acest lucru ne arată, deci, că avem aproape jumătate din respondenți care nu cunosc sau nu au răspuns la această întrebare. Ideea ar fi că ar fi spațiu de lucru în Republica Moldova pentru politicienii din România. Vă prezint o listă de politicieni români care reprezintă interesele partidelor româniești în Republica Moldova sau care sunt originari din Moldova. Cât încredere aveți în fiecare din ele? Și avem încredere deloc, mică, medie, mare și foarte mare, nu cunosc și nu răspund. Lilia Amcarp. Deci avem 27% din respondenți care au menționat deloc sau mică încredere și 21% foarte mare sau mare încredere. Deci putem spune că deci ar fi circa 60% care au auzit și îl cunosc cu anumit grad de încredere. Iurie Ciocan. Deci este cunoscut în rândul aproape 60% din respondenți moldoveni care dețin cetățenia României. Cei care îl cunosc mai degrabă au răspuns că au 15% încredere mare sau foarte mare, 14% încredere medie, 28% foarte mică sau deloc. Valeriu Munteanu. Deci este cunoscut un pic mai mult de 50% din respondenți și încrederea lor este împărțită în felul următor. 10% au foarte mare sau mare încredere, 9% medie, 14% deloc sau mică. Boris Volosatăi. Deci este cunoscut în rândul aproape 30% din respondenți, 12% au foarte mare sau mare încredere, 18% deloc sau mică încredere, 6% o încredere medie. Adrian Dupu, 14% deloc sau mică, 6 medie și 4 foarte mare sau mare. Raisa Ienache, 11% deloc sau mică, 4% medie și 3% mare sau foarte mare. Ciprian Ciubuc, 11% deloc sau mică, 5 medie, 2 mare. Andrei Hanganu, 15% deloc, 6 medie și 1% mare. Andrei Busuioc, 11% deloc sau mică, medie 4%, mare sau foarte mare nu a menționat nimeni, în schimb avem un procent de 77% care nu cunosc această persoană. Lilian Scripnic, 13% deloc sau mică, 6 medie, mare sau foarte mare, n-a menționat niciun respondent și un procent de 75% care nu a auzit deloc despre acest politician. Iarăși, deci politicienii se cunosc foarte puțin în Republica Moldova. Top politicieni români din Republica Moldova. Procent de încredere mare și foarte mare din partea cetățenilor români din Republica Moldova. Deci avem Lilian Carp, 21%, Iurie Ciocan, 15%, Valeriu Munteanu, 10%, Constantin Codreanu, 10%, Boris Volosatăi, 6%, Adrian Dupu, 4,2%. Aceasta a fost secțiunea 3, o secțiune nouă în cadrul barometrului iData, din ediția septembrie 2024. Următoarea secțiune, partea 4, ține despre intenția de vot, despre partea politică. Și întrebarea, practic, ca de fiecare dată care o avem în barometru, ați decis cu cine veți vota la alegerile prezidențiale pe 20 octombrie 2024. Deci ne așteaptă o toamnă destul de intensă și pe noi și pe cetățenii din Republica Moldova și vedem că circa 60% din respondenți sau 58,7%
deja s-au decis cu cine să voteze și circa 35% încă nu s-au decis. Deci nu s-au decis, circa 7% nu știu. N-au știut ce să răspundă la această întrebare. Cei care deja s-au decis, îi regăsim mai degrabă în centrul țării, deci ar fi Chișinău, partea de sud-est al țării, dar și raioanele de pe malul Prutului, Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Hâncești, un pic la sud, Cahul, Vulcănești, dar și Briceni și Iedeneț. Cei care încă nu s-au decis cu cine să voteze la alegerile prezidențiale, deci îi regăsim mai degrabă în Căușeni, Ștefan Vodă, sudul țării, dar și Orhei, Tubăsari și un pic de nordul țării. Ați decis să votați la referendumul cu privire la aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și vedem că circa 67% din respondenți au spus că da, s-au decis și nu, circa 26%. N-au știut ce să răspundă sau nu au dorit, 7% din respondenți. Deci cei care au decis ce să voteze, cum să voteze la referendum, îi regăsim iarăși în centrul țării. Deci se pare că cei din centrul țării sunt cei mai informați și stau la curent cu tot ce se întâmplă pe arena politică în Republica Moldova. Dar în același timp vedem că și Bălți, Fălești, Sângerei, Cahul, Vulcănești, Cantemir deja s-au decis cum să voteze la referendum. Cei care încă nu sunt gata și încă probabil că se mai gândesc și ar mai fi spațiu pentru politicieni ca să lucreze în aceste raioane, ar fi raioanele Comracea, Dârlunga, Taraclia, Teleneș, Călăraș, Strășeni, dar și Soroca, mai degrabă Leova și Cimișlia. Dacă duminica viitoare s-ar desfășura referendumul cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cum ați răspunde la întrebarea? Susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană? 46% din respondenți au răspuns că da și 39% din respondenți au spus că nu. Avem 2,4% din respondenți care nu ar vota și 13% nu au știut sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. Cei care au răspuns da pentru integrarea europeană, deci vedem că practic mai multe raioane decât slide-urile anterioare au răspuns cu da. Deci este centrul țării, sud-estul țării, dar și Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Hâncești și Briceni, Ocnița, un pic Fălești, Sângerei, Leova și Cimișlia. Cei care vor vota cu nu pentru integrarea europeană, deci se află mai degrabă în Găgăuzia, Comracea, Dârlunga, Taraclia, dar și Cantemir, Cahul, Vulcănești, avem Telenești, Călăraș, Strășeni, dar și Dondușeni, Drochia, Rășcani și Glodeni. Care politician, în opinia dumneavoastră, a fost cel mai activ în ultimele 30 de zile? Deci procent din total respondenți și vedem că în percepția respondenților 17%, în percepția 17% din respondenți, Maia Sandu este cel mai activ politician în ultimele 30 de zile. Următorul ar fi Ilan Șor cu 8,8%, Renato Usate cu 8,7%, 2,5% Ion Ceban, 2,2% Vasile Tarlev, Dorin Recean 1,9%, Alexandru Stoianoglu 1,7%, Irina Vlah 1,7%, Igor Grosu 1,5%. Deci odată cu lansarea campaniei electorale vedem că apar și noi fețe în acest top la această întrebare. Au fost și alte personalități politice menționate, printre ele regăsim care au cumulat un procent de mai jos de 1,5%, așa ca Igor Dodon, Ion Chicu, Tudor Ulianovski, Vladimir Voronin, Natalia Morari, Igor Munteanu, Andrei Năstase cu 0,5%, Vasile Bolea, Vlad Filat, Radu Marian, Evgenia Guțu, Dan Perciun, Vladimir Plahotniuc și alții care au un procent mai mic de 0,2%, nimeni 3%,
nu știu, 27%. Adică să înțelegem, fiecare a patra persoană nu prea o interesează politicul și 14% au hotărât să nu răspundă la această întrebare din respondenții noștri. În care din politicienii din Republica Moldova aveți cea mai mare încredere? Deci și topul încrederii este condus de către doamna președintă Maia Sandu cu 25,5%, Ilan Șor 9,9%, Renato Usatăi 9,6%, Alexandru Stoianoglu 5,4%, Igor Dodon 4,6%, Vasile Tarlev 4,4%, Irina Vlah 4,3%, Ion Chicu 4%, Tudor Ulianovski 2,3%. Au mai fost menționați și alți politicieni, așa ca Ion Ceban 1,7% și alții care au cumulat un procent mai jos de 1%. 14% din respondenți au spus că nu au încredere în niciun politician din Republica Moldova, nu știu 7% cine este mai de încredere și 3% nu au răspuns la această întrebare. Întrebare foarte interesantă la etapa care ne aflăm. Cu ce formațiune politică ați vota în cazul unor alegeri parlamentare? Și vedem că topul este condus de către partidul PAS cu 25,6%, Blocul Politic Victorie 11,9%, PSRM 10,5%, Partidul Nostru 9,1%, PDCM 3,1%, MEN 2,8%, PCRM 1,2%, PSDE 1,1%, CUP 1%. Au fost menționate și alte formațiuni sociopolitice, așa ca Blocul Împreună, alți candidați independenți, PLDM, PNM, PL. Deci nu vor vota 5%, nu știu încă cu cine să voteze, 17% și 10% nu au răspuns la această întrebare. Aceeași întrebare, doar că aici este reprezentat procentul din cei deciși și vedem că PAS ar cumula circa 38%, Blocul Politic Victorie 17,5%, PSRM 15,4%, Partidul Nostru 13,4%, PDCM 4,6%, MEN 4,1%, PCRM 1,8%, PSDE 1,6%, CUB 1,5% și alte formațiuni sociopolitice ca Blocul Împreună 1,3%, alți candidați independenți în total au cumulat 0,7%, PLDM 0,3%, PNM 0,1% și PL 0,1%. Așa ar fi imaginea viitorului Parlament dacă următoarea perioadă ar avea loc alegeri parlamentare. Deci PAS ar lua 46 mandate, Blocul Politic Victorie 21 de mandate, PSRM 18 mandate, Partidul Nostru 16 mandate. Astfel, nicio formațiune politică nu ar cumula majoritatea mandatelor în viitorul Parlament. Pe cine din următoarea listă ați vota în calitate de președinte al Republicii Moldova? Și vedem că Maia Sandu este susținută de circa 27% din respondenți, Renato Usatu 12,7%, Alexandru Stoianoglu 11,2%, Vasile Tarlev 6,3%, Irina Vlah 6%, Ion Chicu 4%, Tudor Ulianovski 3,5%, Igor Munteanu 2,1%, Natalia Morari 1,8%. La fel, deci putem vedea că odată cu campania electorală care este în curs în această perioadă, deci unii politicieni devin mai vizibili și cetățenii remarcă acest lucru. Au mai fost menționate și alte persoane, personalități politice, așa ca Andrei Năstase 0,9%, Octavian Țicu 0,7%, domnul Arsenie 0,2%, domnul Furtună 0,1%, dar și politicieni care nu votează 0,9%. 4,3% din respondenți nu vor vota, așa au declarat, încă nu știu, 15% și nu răspund 3%. Deci există cumva un spațiu de circa 15% din populație care încă se gândește și aici politicienii încă mai au de lucru.
Dacă ipotetic, în turul 2 s-ar confrunta următorii politicieni. Pentru cine ați vota? Da? Deci și vedem, Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu. Deci pentru Maia Sandu ar vota 39,4% și circa 32% ar vota pentru Alexandru Stoianoglu. Avem 11% din cetățeni care nu ar vota, 14% nu știu cu cine să voteze și 4% nu au răspuns. Maia Sandu și Irina Vlah. Deci vedem că circa 41% ar vota pentru Maia Sandu și circa 27,6% ar vota pentru doamna Irina Vlah. Maia Sandu și Renato Usatăi, deci dacă se vor întâlni în turul 2. Și vedem că 35,1% ar vota pentru doamna Maia Sandu și pentru domnul Renato Usatăi 32,2%. Maia Sandu cu Vasile Tarlev. 38,1% ar susține pe doamna Maia Sandu și 31,2% pe Vasile Tarlev. În continuare, pentru a fi la curent cu toate postările noastre și tot ce publicăm noi, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de Telegram ca să fiți la curent cu ultimele rezultate ale sondajelor. Aceasta a fost toată prezentarea noastră de data aceasta. Vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm și în continuare să ne urmăriți. O zi frumoasă să aveți în continuare!